Strategiile pentru alegerile locale au început, partidele stabilesc în aceste săptămâni candidații pe care îi vor arunca în lupta electorală. Chiar dacă liderii de la centru au decis ca la alegerile europarlamentare, cele două partide, PSD și PNL, să meargă pe liste comune, primarii din Gorj susțin că nu este cea mai bună variantă. Au fost discuții, știu că au fost discuții de genul acesta. Ele cred că s-au transmis până la firul ierbii, adică la nivel de organizații, s-a făcut așa ca un studiu sociologic și concluzia o știți și dumneavoastră, alegerii europarlamentare pe liste comune, iar pentru alegerile locale, candidații din fiecare partid și pe PNL, totuși sunt și excepții, adică s-a lăsat la latitudinea anumitor organizații județene și în speță până la nivel local, dacă există înțelegeri, să fie și liste comune cu candidați unici susținut de ambele partide, și de o parte și de alta. Acum, nu știu dacă la Gorj se va întâmpla lucrul acesta, având în vedere că noi mai mereu, cei de la PNL, am fost privegiți așa de cei de la PSD și când zic lucrul acesta mă refer în primul rând la fondurile de la Consiliul Județean. Au fost ani când primar PNL și pot să dau exemplu meu, 4-5 ani n-am primit un leu de la Consiliul Județean. Mi-ar fi greu mie personal să susțin un candidat, de exemplu, la Consiliul Județean de la PSD în condițiile în care știu că PSD-ul niciodată nu a ajutat Comuna Roșia de Amaradia. Eu n-am avut nici buget, adică agenți economici care să-mi alimenteze bugetul și a trebuit să alerg după toate fondurile de la, puse la dispoziția UAT-urilor, adică fondurile europene, PNRR, fondul de mediu. A fost o muncă colosală ca să prind finanțare pentru investițiile pe care le-am implementat la nivelul localității, fără niciun sprijin de la PSD, cu toate că președinția Consiliului Județean de ani buni este a PSD-ului. Și repet, mie personal nu agrez o astfel de variantă. Alesul local consideră că PSD ar trebui să cedeze ori primăria, ori Consiliul Județean colegilor din Partidul Național Liberal. Pe 9 iunie vor avea loc alegerile locale și europarlamentare. Dacă se ajunge la o înțelegere dictată de la centru, cred că E așa în limita logicii să tragem concluzii, în sensul că primăria municipiului Târgu Jiu e primărie PNL câștigată de PNL, deci cu alte cuvinte, noi vom avea un candidat de la PNL cu susținerea PSD-ului, asta înseamnă ca PSD-ul să nu aibă candidat, și la Consiliul Județean fiind invers. Președinția Consiliului Județean acum fiind a PSD-ului ar însemna să aibă candidat doar PSD-ul să susținem noi. Există și varianta, dacă se ajunge la acest compromis cu candidatul unic, să se poată negocia, adică PSD-ul să ne dea Consiliul Județean, adică să ne dea posibilitatea să punem doar noi, că nu ei pot să dea Consiliul Județean, adică am vrut să spun cu ghilimele de rigoare, și noi la rândul nostru să nu punem candidat la primăria Târgu Jiu și să susținem candidatul lor. Dar condiția e, repet, să putem pune la Consiliul Județean doar noi candidați. Adică dă posibilitatea acest parteneriat politic la astfel de înțelegeri în teritoriu. Pe 9 iunie vor avea loc alegerile locale și europarlamentare.